Supranumită și boala secolului 21, diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice, fiind principala cauză de orbire, amputații non-traumatice și insuficiență renală. Netratat corespunzător, diabetul zaharat determină apariția multor complicații la nivel cardiovascular, renal, oftalmologic, nervos, cu manifestări specifice la femeile însărcinate. Doamna doctor, am discutat emisiunea trecută despre diabet și astăzi am vrea să discutăm despre complicațiile diabetului. Dar înainte să facem o scurtă recapitulare. Ce este diabetul și cum se ajunge la complicații și cum face rău organismului? Diabetul este o tulburare metabolică în care principiile nutritive, adică ceea ce consumăm noi din alimente, este folosit de către organism pentru a se aproviziona cu energie și aceste principii sunt glucidele sau zaharurile din alimente, proteinele, cum sunt alimentele de origine animală, carnea, lactatele, ouăle și grăsimile, care sunt și vegetale, cum sunt uleiurile, sau animale, cum sunt untura, smântâna, untul și așa mai departe. Prin urmare, din aceste alimente, organismul se aprovizionează cu energie pentru a supraviețui și pentru a folosi corect aceste surse alimentare. Foarte mare importanță are pancreasul, care secretă un hormon care se numește insulina și insulina intervine în toate prelucrările celor trei principii alimentare și mai ales în scăderea zahărului din sânge. Vorbesc mai popular ca să înțelegem. Atunci când există fie o lipsă de insulină sau mai bine zis un deficit de insulină, asta definește diabetul tip 1 al copilului și al tânărului, Și mai târziu, dar foarte târziu, în diabetul adultului, cel pe care îl denumim diabet tip 2, pe de o parte. O altă situație este atunci când pancreasul este normal, adică el fabrică insulină suficientă, dar din cauza grăsimii, insulina nu are efectul de scăderii glicemiei. Și atunci, aceasta este forma a doua de diabet al adultului, și din care 90% toate defectele sunt determinate de către obezitate. Prin urmare, în marea masă a diabeticilor, și care cifră este alarmantă în fiecare an și toate organismele internaționale sunt sezizate de epidemia de diabet, în această mare epidemie de diabet, 90% sunt diabetici tip 2 proveniți din obezitate și 10% sunt diabetici tip 1, această formă în care pancreasul are deficit de secreție de insulină. Prin urmare, tot ceea ce înseamnă creșterea glicemiei, fie prin lipsă de insulină, fie prin lipsa efectului insulinei, se numește diabet. Ce înțelegem prin complicațiile diabetului? De ce apar complicațiile diabetului? Glicemia ce este? Fac o paranteză. Glicemia este cantitatea de zahăr din sânge. Asta denumim noi glicemie. Ori, sângele circulă prin artere. Arterele sunt de mai multe calibre, dar tot vasul de la mare la mic primește sânge încărcat cu glucoză. Glucoză mai multă decât este vasul obișnuit. Și atunci, datorită concentrației mai mari de glucoză în sânge, suferă peretele interior al arterei. Și aceasta este, de fapt, complicația diabetului. Este o boală vasculară. Indiferent care vas este mai puternic afectat, complicația tot vasculară rămâne. De aceea, în ultimii ani, diabetul mai este denumit și boală cardiometabolică, adică unde circulă sânge, acolo este și complicația diabetului. Și, în general, împărțim, ca să facem o clasificare, împărțim complicațiile diabetului în complicații care apar predominant în arterele mari,
cum sunt arterele inimii, arterele de la creier și arterele de la picioare, de la membrele inferioare. Și acestea sfârșesc, din păcate, cu accidente grave, cum ar fi infarctul de miocard sau paralizia sau accidentul vascular cerebral sau prin deficitul de circulație la nivelul membrilor inferioare apare gangrena și complicația este amputația. Celălalt grup de complicații sunt complicațiile care se instalează predominant în vasele mici, în arterele mici, cum sunt arteriolele și capilarele. Și aici organele țintă pe care noi le controlăm sau care dau de știre prima dată că este o complicație la nivelul vaselor mici, aceste organe sunt ochiul, care poate duce până la orbire prin hemoragii, apoi sunt nervii periferici care se manifestă prin furnicături, prin înțepături, prin senzația de rece, prin senzația de fierbinte la nivelul membrilor inferioare sau și la nivelul mâinilor. Și complicația cea mai grea în evoluție și de tratat este complicația la rinic și acolo afectează tot circulația foarte mică, sunt capilarele de la nivelul rinichiului și, din păcate, aceea este complicația finală care mai poate evolua 5-10 ani, să spunem. Aceste fiecare complicație în parte se depistează, cum se depistează? Prin controle periodice? Teoretic și practic și ideal ar fi să facem un control periodic o dată pe an la fiecărui diabetic. Deci fiecărui diabetic îi se cuvine un control anual prin care să avem anumite analize care ne arată cam ce se întâmplă în organism din punct de vedere biologic și metabolic și biochimic și controlul la ochi, la inimă și al circulației de la membrele inferioare la picioare. Este o metodă mai nouă, echivalentă cu oscilometria de pe vremuri, dar aceasta ne poate spune din vreme dacă a apărut complicația la nivelul vaselor mari, pentru că dacă avem aceste organe controlate, avem indiciu și pentru complicația microvasculară și pentru complicația macrovasculară. De obicei, oglinda circulației de la picioare este și circulația coronariană de la inimă și circulația cerebrovasculară, cerebrală, iar controlul la ochi și un control al urinei, al rinichiului și al funcției rinichiului arată, ne-ar arăta foarte devreme, când încă nu sunt simptome, apariția complicațiilor la nivelul acestor organe unde este microcirculația. Prin urmare, un control pe de o parte al glicemiei, să știm dacă este agresivă față de circulația arterială, pe de o parte. Pe de altă parte, controlul acestor organe ne-ar putea aduce un beneficiu imens în prevenția complicațiilor. Pentru că, de fapt, diabetul moare prin complicații și nu prin glicemie. Glicemia, foarte rar, teoretic, ar trebui să existe o mortalitate determinată de comele diabetice. Aceasta cred că poate fi influențată atât prin educația la prima consultație, cât și participarea pacientului diabetic la controlul glicemiei, pentru că în ziua de astăzi există aceste aparate pe care le putem folosi acasă. Fiecare diabetic poate să-și procure un astfel de apărățel care ne arată măcar o glicemie pe lună, dar teoretic ar trebui o dată pe zi sau de mai multe ori pe zi. Sunt și aici particularități în tipul 1, în tipul 2 de diabet, dar controlul glicemiei este esențial. Apoi mai este, să zicem, orientativ, un control al unei printr-o analiză care se numește hemoglobina glicată și aceea ne arată media glicemiilor, tuturor glicemiilor din ultimele 3 luni. Și acela este un parametru care ne poate orienta dacă pacientul nu are destul de multe glicemii făcute,
ne poate orienta asupra întregului control metabolic. Și vă dau un scurt exemplu. Dacă acea analiză ne arată un procent de 6, până în 7, 6,5, 6,9, atunci noi ne dăm seama că media tuturor glicemiilor a fost în general sub 180, sub 150. În cazul în care este 11% acel procent, că acela arată un procent de fixare a glucozei pe globulul roșu, atunci suntem convinși că pacientul respectiv a fost în ultimele 3 luni cu glicemii mai mari de 200, mai mari de 250. Și asta ne orientează în adaptarea tratamentului și prevenția complicațiilor. Orice diabetic poate face comă diabetică? Sigur că da, dacă ajunge cu glicemii mai mari de 300, 350 și aici diferă comele cu glicemii mari, pentru cu că sunt hiperglicemie, da. Cele mai, să zicem, agresive din punctul de vedere al evoluției și al afectării organelor sunt comele hipoglicemice, când scade glicemia prea mult. Și acelea sunt accidentele cele mai grele care pot determina moartea până ajunge la spital. Coma cu glicemie mare durează mult, pacientul simte oboseală, simte sete, adică relatează o urinare mai frecventă, dar oboseala și scăderea în greutate sunt simptomele de agravare a unei glicemii mari. Și atunci trebuie neapărat să adreseze medicului sau la urgență pentru rezolvarea problemei de glicemie crescută. Coma hipoglicemică, să înțeleg că e cea mai periculoasă. Da. Cum poate fi prevenită și care sunt primele simptome, totuși, să nu ajungi până în fază de comă? Da, o scădere a glicemiei de obicei se desfășoară în 3 etape. În prima etapă, când glicemia scade sub 70, de exemplu, între 70 și 50, pacientul, diabeticul prezintă, noi le denumim simptome de alertă, alertă adrenergică, mă rog. În momentul în care organul cel mai sensibil, care este creierul și care nu trăiește decât cu glucoză, când se zizează că a scăzut glicemia, imediat alarmează glandele care determină creșterea rezervei de glicemie din corp. Acesta este ficatul. Și cu adevărat, în primele 10 minute, ficatul se luptă să corecteze glicemia, dar simptomele de ce apar? Pentru că acel hormon determină palpitații, persoana se trezește dintr-o dată cu o senzație ca de frică, ca de emoție foarte puternică când îi bate ca la inima. Un atac de panică. Exact, de aceea și multe atacuri de panică sunt puse pe seama unei nevroze și nu ne gândim la o hipoglicemie, chiar dacă nu suntem diabetici. Apoi poate să se manifeste ca o simplă durere la ceafă sau ca o simplă amorțeală indiferent în orice parte a organismului sau ca o tulburare de vedere sau la persoanele mai sensibile și de obicei în tipul 1 de diabet, când se accentuează o tulburare de vedere sau o durere la nivelul picioarelor sau o durere de cap. Un simptom foarte frecvent mai este instalarea unei senzații de foame dintr-o dată, dar așa o senzație de foame, o foame sălbatică, o denumim noi, adică persoana trebuie imediat să pună ceva în gură, că altfel simte că se pierde. Astea sunt simptomele de alertă. În stadiul următor, când glicemia scade între 50, 30, 40, apar simptomele de lipsa glucozei la nivelul creierului și acestea sunt tremurăturile, transpirațiile profuze și starea de teamă și mai puternică. Și atunci pacientul, la fel, dacă este instruit, imediat trebuie să mănânce ceva. Și când glicemia a scăzut sub 30-20, este pierderea de cunoștință, care este coma hipoglicemică. Atunci pacientul nu se mai poate ajuta cu nimic și anturajul trebuie să îl salveze dându-i zahăr sau ceva dulce, poate un suc dulce. Da, nu este de dorit să-i dăm apă cu zahăr ca să nu se înnece și să asfixiază.
este de dorit a pune o lingură de zahăr în obraz care se absoarbe imediat și crește glicemia. Teoretic, la persoanele care fac insulină și care sunt tipul 1 de diabet mai recent sau mai vechi, există un hormon ca medicament, se numește glucagon, și fiecare persoană ar trebui să aibă în casă o fiolă de glucagon ca familia care vede că și-a pierdut cunoștința să îi injecteze imediat acel remediu care în 5 minute trezește bolnavul, da? Din păcate, în România am avut acest medicament, din păcate nu-l mai avem și sperăm ca într-o bună zi să-l readucem pe piața din România. Este un medicament foarte, foarte necesar, pentru, mai ales pentru copii și tinerii cu diabet tip 1. În diabetul tip 2 apare și aici coma hipoglicemică, adică când scade glicemia mult, chiar dacă luăm tablete, nu neapărat pe insulină. Aici comele sunt mai atipice, spunem noi, adică nu se manifestă întotdeauna ca acea comă zgomotoasă, ca acea hipoglicemie zgomotoasă. Aici poate să apară dintr-o dată semnele unui accident vascular cerebral cu paralizie, cu hemiparalizie, adică pe jumătate de corp, să ajungem la spital și nimeni să nu ne facă o glicemie, când de fapt sunt semnele unei hipoglicemii și dacă îi administrăm glucoză, paralizia trece în 10 minute, da? Deci asta e mare diferență între accidentul vascular din complicația macrovasculară a diabetului și acest semn care poate să apară în hipoglicemie. Apoi, o altă particularitate este faptul că pacientul care ia tablete și face o comă hipoglicemică, trebuie avută mare grijă că glicemia tot scade. Și atunci trebuie să avem grijă să avem la îndemână fie glucoză, fie alimente care conțin glucide pentru a nu repeta coma hipoglicemică. Bun, asta a fost coma cu scăderea glicemiei. Câteva cuvinte despre coma prin glicemii mari. Aceste glicemii pot varia de la 350 până la 1500 valoarea glicemiei. Și aici sunt niște particularități, în sensul că simptomele apar foarte lent, o săptămână, două, cinci, până când avem noi o glicemie de 500, pot trece și 3 săptămâni, 4 săptămâni. Dar semnele hiperglicemiei, a glicemiilor mari, sunt din ce în ce mai pregnante, adică am sete mai multă, urinez de mai multe ori și în volum mai mare, începe oboseala să fie din ce în ce mai accentuată, unii mai scad și în greutate, până la lipsa puterii totală. Am avut persoane cu glicemie de 600 care nu mai puteau să țină pe picioare. Acea oboseală excesivă, când ne ia puterea mușchiului de a se contracta, atunci ne putem gândi la valori foarte crescute ale glicemiilor și atunci trebuie să ne adresăm unui serviciu de urgență. Tratamentul și într-una și în alta trebuie să fie un tratament de specialitate, trebuie să fie tratat de medic specialist sau de echipa de urgență care are instruire în acest sens. Mai delicată este coma cu glicemii mari, care trebuie ținută în observație până la revenirea completă. Dar o observație extrem de importantă este aceea că pierderea de cunoștință este cea mai frecventă și întotdeauna, de fapt, în coma cu glicemii mici, iar în coma cu glicemii mari, omul își păstrează conștientul. Noi când auzim de obicei de comă, ne gândim la pierderea cunoștinței și așa este definită coma. Coma diabetică cu glicemii mari este singura comă vigilă, îi spunem noi, adică vorbim cu pacientul, dar el nu se poate ține pe picioare pentru că nu mai are putere, nu mai are energie. Aici este marea deosebire și aici nu trebuie să greșească echipa de îngrijire ca nu cumva la o comă obișnuită, hipoglicemică, să creadă că e comă cu glicemie mare fără să-i fac un test, o paranteză,
și să-i mai administreze insulina, adică îi aprofundează coma. Sunt chestiuni de specialitate care teoretic ar trebui cunoscute și de către pacient sau mai ales de familia pacientului. Pentru că găsim un diabetic cu conștientul pierdut, da? Atunci ne gândim, domnule, trebuie să fie o scădere de glicemie. Mă repet repede la un pic de zahăr sau glucagon sau sunt salvare imediat. Nu trebuie lăsat o comă cu glicemie mică câteva ore, că atunci creierul va suferi cu siguranță. Coma hiperglicemică, ajutăm pacientul pentru că el nu se mai poate ține pe picioare și atunci sunăm o salvare și îl ducem la spital într-o secție în care poate fi, în care se poate interveni. Vreau să vă întreb, după cât timp apar aceste complicații? Le-ați descris în prima parte a emisiunii. Da, e un timp anume? Vorbit numai de complicațiile acute, comele până acum și am definit complicațiile cronice. Cele cronice după cât timp pot apărea? După ani de zile? Pot apărea într-un an? Pot apărea imediat? Da, deci sunt doi factori care trebuie luați în discuție. Unu, momentul descoperirii diabetului, glicemia la descoperirea diabetului. La noi vin pacienți cu glicemie de 140, deci glicemiile au fost destul de mici, dar vin și cu 400 și cu 350. Prin urmare, perioada de evoluție a diabetului este mare, dar aici este un fel de clenci. Noi știm că până a avea o glicemie de 120, de 130 de miligrame pe decilitru, deja tulburarea a evoluat timp de 10-12 ani. Prin urmare, în toată această perioadă, dacă am avut glicemii mari după mese, complicațiile se puteau instala înainte de a descoperi diabetul. Dacă avem un diabet descoperit, îl descoperim în orice situație, da? Atunci, factorul de care depinde evoluția complicațiilor este valoarea glicemiei. Valoarea glicemiei, dacă o controlăm și o ținem în frâu spre valori normale, atunci complicațiile vor apărea, să zicem, după 10-15 ani. Dacă nu dau destulă importanță menținerii unor glicemii în valori normale, atunci complicațiile pot să apară și în 2-3 ani. O altă față a acestor complicații este faptul că diabetul tip 2, care este cel mai frecvent, nu are simptome și că descoperim diabetul după ce am făcut complicațiile. Cum sunt? În secțiile de cardiologie sau de neurologie sunt cele mai multe exemple de acest fel, în sensul că pacientul se prezintă cu infarct de miocard la camera de urgență și analiza de laborator arată o glicemie mare, deci este valoare de glicemie de diabet. Sau vine o paralizie cu jumătate de corp, este accident vascular cerebral, dar atunci descoperim și glicemia. Prin urmare, aceste accidente majore pot descoperi glicemia atât de târziu, care nu a avut simptome până atunci. Care este, să spunem, explicația? Explicația decurge din definiția bolii, în sensul că în tipul 2 de diabet, unde nu avem simptome și unde apare foarte târziu valoarea mare a glicemiei, foarte frecventă este situația când în toate analizele de laborator glicemia pe nemâncate dimineața este normală, valoarea glicemiei. Ce spuneam că decurge din definiția diabetului tip 2 este faptul că secreția de insulină după fiecare masă este întârziată și atunci acești pacienți rămân cu glicemii mari după mese și nimeni nu se gândește să facem o glicemie după mese la persoanele pe care le-am enumerat data trecută cu risc de a face diabet. Neamuri cu diabet, femei care au născut copii mai mari de 4 kg, mai repet, cei care au avut un infarct, un accident vascular cerebral și mai ales la persoanele care au hipertensiune arterială și valori crescute ale colesterolului. Aceste persoane e posibil
să aibă diabetul ani mulți numai prin aceste glicemii, valori ale glicemiilor crescute după mese. Și crescute înainte, până la oare? Până la valori foarte mari și până la 300. Dar după 3-4 ore după masă, ele vin la revin la valori normale, pentru că pancreasul oricum are insulină, numai că nu o face când trebuie, nu o fabrică când trebuie. Cu atât mai mult în repausul de noapte, până la glicemia de dimineață, glicemia revine la normal și atunci eu mă culc pe ureche că nu am diabet și de fapt diabetul a pornit cu toate complicațiile prin acele glicemii de după mese foarte mari. Și este dovedit științific în această formă de diabet tip 2 al adultului și mai ales al obezului că complicațiile cardiovasculare apar cu mult înainte de a descoperi diabetul prin aceste valori mari ale glicemiilor de după mese. De aceea, recomandarea care parcă reiese în mod natural din a descoperi diabetul precoce pentru a preveni complicațiile este efectuarea unei hiperglicemii provocate la toate persoanele care au risc de a face diabet, adică care sunt predispuse să facă diabet. Și atunci, la a doua oră după, din această probă și mai ales și la a treia și la a patra oră, ne putem da seama dacă diabetul există deja și avem foarte multe cazuri când, practic, e o glicemie normală până în 110 pe nemâncate și 250 la 2 ore după ce au luat glucoza. Și atunci noi deja intervenim cu dieta și cu prevenția complicațiilor. Și foarte multe rezultate sunt foarte bune dacă respectăm câteva reguli, chiar dacă încă nu avem glicemii mari pe nemâncate dimineața. Ce putem face dacă deja s-au instalat complicațiile? Ce măsuri se pot lua? Sunt două aspecte foarte importante în prevenția complicațiilor, în prevenția evoluției complicațiilor. O complicație odată apărută este o complicație care nu mai poate fi vindecată. Deci noi nu mai putem reveni la starea inițială. Starea inițială. Și cred că pe înțelesul tuturor este un exemplu foarte banal. Dacă stau la un birou cu aceeași haină și scriu tot timpul și o port aceeași haină ani de zile, stofa se roade în cot, da? Exact așa se întâmplă cu artera prin care circulă sângele cu glucoză mai multă decât trebuie, cu zahăr mai mult decât trebuie și este de la sine înțeles că dacă inima pulsează de 70 de ori pe minut, sunt 60 de minute într-o oră, sunt 24 de ore într-o zi și așa mai departe, după 10 ani ne putem închipui cum acel sânge cu glucoză mai multă a afectat peretele interior al arterei și avem complicație deja constituită. Prin urmare, luciu intern al arterei nu mai revine la luciu și rămâne permanent un perete mat pe care, la care se adaugă colesterolul, fibrele și așa mai departe. Și așa se ajunge la astuparea vasului. Am văzut undeva comparația cu șmirghelul care trece prin vase și exact. Pur și simplu e... Exact. Și care... Acesta e zahărul. Ca un șmirghel care strică... Exact. Exact. Ce putem face? Putem ține foarte strâns controlul glicemiei printr-un tratament foarte corect. Atâta timp cât eu voi avea glicemia apropiată de normal, cât voi respecta regulile de tratament, adică alimentația, mișcarea, care e foarte importantă, și tratamentul pe care trebuie să-l iau. Să nu uit să iau bulinele, să nu uit să fac injecția de insulină și toate astea ne-ar putea preveni evoluția sau agravarea complicațiilor. Asta este problema numărul 1. Problema numărul 2 este în depistarea complicațiilor foarte precoce prin acel bilanț anual de care spuneam. Orice diabetic ar trebui să facă un control periodic
atât pentru analize, cât și pentru organele țintă, ca să putem stopa evoluția complicațiilor cronice. Diabetul are surse de informare, după părerea dumneavoastră, suficient de bine puse la punct și la îndemână, sau încă stăm prost și la capitolul prevenție și la capitolul informare? Și aici sunt mai multe probleme în discuție. Organizația, sau mai bine zis Federația Internațională de Diabet, ținând cont de multitudinea complicațiilor, în special cardiovasculare, în ultimii 3 și urmează și în probabil următorii 3 ani, duce o campanie în lumea întreagă de conștientizare a diabetului și de prevenția complicațiilor. Pentru că, de fapt, acestea cresc mortalitatea, dar și costurile societății. Așa încât trebuie să facem tot posibilul să aducem la cunoștința persoanelor, nu numai a persoanelor cu diabet, și a persoanelor predispuse de diabet, și a persoanelor care nu au un stil de viață sănătos, pentru că de acolo decurge apariția acestor trei anomalii ale, le denumim noi ca sindrom metabolic, diabetul, dislipidemia și hipertensiunea, pentru a preveni complicațiile majore și care duc, care cresc mortalitatea, cum sunt infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral sau boala renală diabetică. Nu mai vorbesc de amputațiile la piciorul diabetic. Există o întreagă lecție, să spunem, pentru cruțarea piciorului și pentru prevenirea gangrenei, pentru că ne închipuim cât de grav este și ce cost are îngrijirea unei persoane fără picioare, da? Și ca medicamente, și ca mediu familial, și ca mediu social. Apoi orbirile sunt pe primul loc în lume din cauza diabetului și apoi cele traumatice și așa mai departe. Prin urmare, prevenția complicațiilor este esențială prin conștientizarea persoanelor cu diabet în a-și urmări controlul metabolic, controlul glicemiilor și în a urmări organele țintă în fiecare an, un bilanț pentru o electrocardiogramă, măsurarea circulației la picioare și măsurarea funcției renale și a ochiului. Prin urmare, acestea ar fi cele mai necesare controle pentru a descoperi complicațiile și a preveni agravarea lor. Există o țară care stă foarte bine la capitolul prevenție, după părerea dumneavoastră? Nu există nicio țară. Din păcate, în țările nordice, prevalența diabetului este mult mai mare decât la noi. În țările nordice? Da, în Finlanda este poate... Ar părea sănătoși, supli și atletici. Poate țara cu prevalența cea mai mare, da, deși statusul social este foarte bun, dar se pare că ar fi și o latură genetică mai importantă, dar și o alimentație mai să zicem în exces. Bogată în grăsimi, da, poate da, din cauza climei. Animale, da, da. Probabil din cauza frigului. Da. Și în lumea întreagă, prevenția complicațiilor a devenit o armă de luptă, să zicem, de luptă, nu-mi prea place termenul, dar asta este, de luptă împotriva complicațiilor diabetului și mai ales de conștientizare a descoperirii cât mai devreme a diabetului, și asta se poate face. Eu sunt convinsă, după atâția ani de lucrat în diabet, sunt convinsă că se poate face. Dacă fiecare persoană ar gândi, am avut un bunic cu diabet, am o mătușă, verișoara a doua a tatălui meu care are diabet, oare eu nu am? Hai să văd, hai să merg să mă sfătuiesc cu cineva să fac acea analiză care mi-ar arăta cu 10 ani înainte dacă am predispoziție pentru diabet ca să pot lua măsuri. Prin urmare, complicațiile cronice
ale diabetului sunt foarte grave, nu mai pot fi reparate atunci când apar și cel mai bine este să descoperim diabetul cât mai devreme. Am putea presupune că America, o țară care investește foarte mult în cercetare, cel mai mult în cercetare și în mod special în cercetarea medicală, ar fi luat deja măsuri împotriva. Știu că, de exemplu, supraponderalii plătesc mai mult la sănătate decât oamenii care sunt normoponderali. La sănătate. Și asta poate fi o metodă de a-i... Poate fi o metodă. Dar de-i face să se gândească de două ori. Dar, din păcate, această problemă în marile congrese ale organizațiilor de obezitate internaționale se pune permanent. De ce adică cum de ne luptăm atâta și pentru stil de viață, și pentru stil de alimentație, și pentru mișcare, și aducem la cunoștința populației o mulțime de noțiuni și totuși obezitatea nu poate fi oprită. De ce? Din cauza că avem servicii care ne ocupă toată ziua și nu ne mai gândim la cele trei mese. Pentru că stăm pe scaun toată ziua și nu ne gândim că mușchiul în mișcare este cel mai mare consumator de glucoză, de zahăr din organism și asta ar fi o armă excelentă în prevenția diabetului. Apoi nu ne gândim la factorii de risc care ne predispun la diabet. Acestea sunt cele mai frecvente cauze pentru care, deocamdată, se pare că obezitatea nu poate fi stăpânită sau redusă. Și alimentația asta, care este atât de diversificată, atât de gustoasă, atât de tentantă... Păi aceasta ne împinge la a ne satisface poftele și nu mai avea măsură. Pentru că dacă omul și-ar da seama că îi trebuie extrem de puțin ca să-și păstreze o anumită greutate, pentru că greutatea este cea care dictează apariția diabetului sau nu. Din tipul 2 de diabet al adultului, 90 dintr-o 100 de persoane cu diabet tip 2, 90 provin din obezitate și numai 10% de alte cauze. Sunt relativ puține. Dar dacă noi vedem că din 400 de milioane de diabetici, anul acesta a fost emisă cifra de 415 milioane de diabetici, vă închipuiți că 350 de milioane sunt obezi. Și atunci, cum putem preveni apariția diabetului? Având un stil de viață sănătos și gândindu-ne că această boală este pentru toată viața, că produce complicațiile cele mai nedorite și ar trebui să facem ceva pentru prevenirea lor. Totuși, tot ce se vede acum în jurul nostru, că în presă, televiziunea, publicitatea, te îndeamnă să fii consumator, să fii mare consumator. Poate că ar trebui, mă scuzați că vă rog, ar trebui, așa cum pe țigări este obligatoriu să se scrie că dăunează grav sănătății, să se scrie pe unele produse că ele conțin mult zahăr și că pot dăuna grav sănătății, pentru că o atenționare, mă îndemn să consum, dar nu-mi spui că toate acele produse sunt cumva niște otrăvuri. Ați atins un subiect care cred că merită să-l punem un pic pe tapet, acela cu eticheta. Există foarte multe băuturi răcoritoare care nu conțin zahăr. Și fiecare persoană, când aude că nu conține zahăr, a zis, asta e foarte bun că sănătos. Nu conține zahăr. Care sunt dovezile științifice că acele băuturi sunt dăunătoare și au contribuit, de fapt, în primul moment la dezvoltarea epidemiei de obezitate, a fost înlocuirea zahărului cu înlocuitorul care se numește fructoză. Fructoza are o putere îndulcitoare de 200 de ori mai mare decât zahărul. Ne trebuie puțin, dă gust dulce. Și, ca să nu dăm vina pe îndulcitorii artificiali, hai să punem fructoză. S-au emanat tot felul de ipoteze că îndulcitorii artificiali sunt canceroși și așa mai departe. Zilele astea citeam despre niște studii internaționale care au dovedit cu siguranță că
nu au efecte dăunătoare acești îndulcitori, zaharină, ciclamat, aspartam, ștevie și așa mai, toți cei care sunt îndulcitori artificiali, pe când înlocuitorul de zahăr, fructoza, pe care noi îl folosim în orice împrejurare, vară, iarnă, are un efect foarte dăunător, influențând ficatul în creșterea fabricării grăsimilor simple. Și atunci, creșterea, încărcarea grasă a ficatului este primul punct, sau mai bine zis, prima treaptă care va declanșa sindromul care se numește insulinorezistență, care se împotrivește pancreasului și care va declanșa apariția diabetului. Prin urmare, folosirea fructozei pe scară largă industrială, apropo de industriile ne pun la dispoziție cele mai plăcute, cele mai atractive alimente, așa s-a întâmplat cu mare epidemie globală, adică pe la nivelul întregii planete, apariția epidemiei de obezitate prin acel înlocuitor de zahăr, fructoza, și de aici mare epidemie de obezitate și de aici mare epidemie de diabet. Prin urmare, este foarte greu să ne luptăm cu marile companii alimentare, este foarte greu să ne luptăm cu sedentarismul. Este societatea vitezei. Suntem în perioada în care trebuie să facem mult într-o zi, ne mișcăm repede cu mașina, nu mai urcăm o scară. Exemplul cel mai sugestiv este că ori congres, ori marile magazine, ori marile mall-uri, toată lumea buluc pe scara rulantă, iar scările simple rămân goale. Nefolosite. Nefolosite. Da. Așa încât cred că dacă ne luptăm să mâncăm sănătos, și ați observat că în ultimul timp foarte multe persoane au zis: am renunțat la carne de porc, am renunțat la ou, mănânc numai foarte sănătos, nu mai prăjesc, nu mai așa, dar nimeni nu se gândește la a urca scările de la etaj sau a urca scările în marile centre și așa mai departe. Pe jos puțin, nu cu mașina. Da. Prin urmare, dacă ne gândim să mâncăm foarte sănătos și nu ne gândim să facem și un pic de mișcare, toată lupta noastră ar fi pe jumătate în prevenția diabetului. Pentru că și alimentația sănătoasă și mișcarea, ambele contribuie la prevenția diabetului. Aici am putea extinde mult discuția. Foarte. Trotuarele sunt ocupate de mașini parcate numai pe, sigur, unde să mergi pe jos. Nu există piste pentru biciclete, pentru că ar trebui încurajată. Și, apropo, facem legătura, există vreo țară unde incidența este mică? Pentru că am văzut că în Occident ei iubesc să meargă peste tot. În Germania am văzut biciclete. Da, există, de exemplu, e Olanda. E un cult, așa, al Olanda, Germania, mișcării, în care oamenii au o obișnuință, bicicleta. Și de mașina în garaj, bine. Toți au mașină, lasă, da, mașina în garaj și merg cu bicicleta. Acolo este altă problemă. Problema altei tulburări metabolice. Asta se întâmplă în Olanda, de exemplu. În Olanda sunt parcuri întregi de biciclete. Oamenii sunt slabi. Nu este obezitate cu prevalență foarte mare, dar foarte mare este prevalența dislipidemiilor, colesterolul și trigliceridele, pentru că folosesc mult produse lactate, grase, brânzeturile care sunt foarte bune, bune, și prin asta crește mult colesterolul și este un alt factor de risc foarte, foarte agresiv în problema vasculară, în boala cardiovasculară. Dar cam acestea sunt țările care au incidență mai scăzută? Olanda, Germania? Da, m-am referit la obezitate. La obezitate. La obezitate. Dar ca incidența diabetului? Ca incidența diabetului, foarte, foarte mici diferențe. Foarte mici diferențe. Francezii care mănâncă puțin și bun? Da, francezii beau mult și au multe dislipidemii. Așa că oricum am ieșit. Da. Doamna doctor, cred că subiectul ăsta am încercat să-l abordăm așa cât am putut de bine. Încercăm data viitoare să vorbim despre obezitate. Clar este cauza. Chiar merită, și care este primul movens în declanșarea tuturor tulburărilor metabolice.
și să încercăm să demontăm, eu știu, curele de slăbire nesănătoase. Da, miturile. Miturile, da. Și să găsim poate o variantă acceptabilă pentru cei de acasă, de alimentație sănătoasă și de puțină mișcare. Ar fi nemaipomenit să putem să contribuim cu ceva la prevenția acestor boli, care sunt bolile secolului deja și care, din păcate, au o extindere fantastic de alarmantă. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc pentru invitație!